Bună dimineața, vă salut, dragi prieteni. Suntem în fața gării din Tilburg și astăzi vom merge în Amsterdam. Ok, deci tocmai ce ne-am uitat aici pe acest ecran, avem la linia a doua și chiar acum vom merge către poartă. Ok, unul. Și al doilea este ăsta. Bam, bam. Nu, că trebuie să fie ăsta. Că nu cred că merge altfel. Bun, ia uite, are 5 minute întârziere, nu? Iar ne facem stânga pe aici și urcăm pe către linie. Ia uite ce mare e. Mamă, e aglomerat. Ia, mă, frate. Unde stăm? Mă, hai să nu stăm chiar așa de parte. Bine, hai să stăm. Gata, ne-am urcat în tren. Opa! Mamă, avem loc mult, rău de tot. Cam frig, bă, așa s-o pătim, se pare mie. Ia uitați. E un tren clasic, nu-i nimic așa spectaculos. Ia, uite, avem de-asta dacă nu ne convine. Hai ne certăm. Da. Ce mai avem pe aici? Bă, așa, băi, chestii de-astea clasice, adică chestii normale de tren. Și noi acum mergem către Rotterdam. Unde schimbăm acest tren cu alt tren, doar că avem la dispoziție 5 minute și după aceea mergem către Amsterdam. Băi, prieteni, hai să vă dau un update. Suntem aici pe hartă. Mai avem cam atât. Care este ideea? Am avut 10 minute întârziere în Berna, cred că era. Și trenul nostru către Amsterdam pleacă la ora 1:54. Iar în momentul ăsta este ora 1:43. Deci avem 11 minute la dispoziție să prindem acel tren. Dar să și ajungem, că momentan nu ajungem nicăieri. În cazul în care nu-l prindem, îl vom lua pe următorul. Dar așa că ideea am vrut să vă fac acest update. Iar acum vom traversa aceasta apă. Și chiar vreau să vă arăt. Și eu sunt, la rândul meu, foarte curios să văd cum va arăta. Momentan ne deplasăm cu viteza mergerii. Nu știu ce facem. Da, bine, uite în stânga. Hai să căutăm trenul. Vezi? Care-i trenul? Hai să cumpărăm pe aici. Măi, frate, hai că tocmai ce ne-am dat jos din tren, doar că avem cam... avem 4 minute la dispoziție să luăm alt tren. 21:13. E anulat! E anulat! Nu vine să cred! S-a anulat trenul! Bă. Linia 11, ăla de la planul 14 și 12. Hai la linia 11! Doamne! Hai! Păi hai! Unde e linia 11? Doamne! Ce caterinca! Nu vine să cred! Urcăm un alt tren către Amsterdam și acolo va fi destinația noastră, deoarece mergem să ne plimbăm puțin, să vedem
cum este orașul. Casa a doua. Mamă, e aici full. Și dacă nu avem, frate, stăm și noi. Stai, cum poate să dau și de sus. Și uite așa am ajuns și la Amsterdam. Bine, mai avem puțin 2 minute. Mergem acum către ieșire. Văd că toată lumea merge către ieșire, nu știu cum vine asta. Băi, hai că mergem un pic așa, ne plimbăm pe aici. Că dacă tot am venit să ne plimbăm, îți dai seama. Ne uităm și noi să vedem ce mai au oamenii ăștia. Gata, băi, prieteni, ieșim din aeroportul ăsta, că nici nu se poate numi gară. Lăsă-ți cu biletul. Gata, mă, am trecut. Hai să ieșim acum. Unde mergem? Înainte. Mamă, uite ce-i încolo, mă. Câta gară. Unde ieșim? În față sau în dreapta? Nu știu. Hai să mergem așa, să vedem ce găsim. Deci asta va fi un videoclip mai mult așa despre clădirile astea, care sunt foarte mișto din punctul meu de vedere. Cum e aia fix aia de acolo din față. Iar aici urcăm pe un pod. Stați așa să vă arăt în spate. Spate este gara. Da. Afară plouă. O zic că am nașpa, bine, toată săptămâna a plouat, dar n-am avut ce să fac în privința asta. Ah, fetița aia de biciclete, vedeți că sunt pe sensul aici. Uite, erau de la Concord undeva, dar nu ne vedem. Iar noi acum mergem să mâncăm, că ne este foarte foame. O să vă arăt ce ne vom cumpăra, mergem la Subway. Mi-am luat și un ăsta de la Subway, un sandwich. Forțero. Afară plouă și mă bun chiar acum să mănânc. Ne aflăm pe o stradă din Austria, era să zic. Ne aflăm pe o stradă din Amsterdam. Și vreau să vă spun că mi-o lasă numai aia iarbă pe aici. Bine, o să cumperi de peste tot. Și haideți să vă filmez inclusiv acum miroase. Și haideți să vă filmez așa, magazinele astea mă normal. Stai că s-a încurcat treaba. Ai văzut, nu?
Ai văzut? Vracu. A, uite mă, iarba aici. Bă, stai că nu punem pe YouTube. Oh, eu trebuie să pasta. Este magazin de haine. Vezi? Stai, club aici. Băi, prieteni, nu știu ce să vă mai arăt în afară de biciclete, apa asta, adică canalele astea care sunt pe aici și aceste clădiri, plus toate magazinele astea, supermarket, suveniruri și așa mai departe. Cam astea sunt aici în Amsterdam. Și văd că a început din nou ploaia. A început din nou ploaia și ne îndreptăm spre gara. Nu prea mai avem mare parte ce să facem. Asta e cam tot. Eu ce să vă spun, dacă v-a plăcut, apăsați și voi pe butonul de like și abonați-vă la canal. Afară a început să plouă. Și uitați casele astea, apartamentele alea, eu știu ce sunt, nici nu știu ce sunt. Dar bănuiesc că sunt un fel de apartament. Da, era un complex de apartament. Păi la fel. Dragă, da, fancy. Ia uitați. Sunt foarte ciudate, aș putea să le numesc. Că sunt așa... Unele sunt mai mari, unele sunt mai mici. Asta, de exemplu, mie mi se pare că e strâmbă, clădirea asta. Păi e. Stați așa să o filmez, nu înțeleg care e. Care-i rostul, da? E într-o parte. Asta, uite-te și tu. E așa. A, alea de acolo, uite. Și alea sunt într-o parte. Da, exact. Tot așa într-o parte. În rest, astea de le vedeți voi pe partea dreaptă sunt la linie. Astea chiar sunt foarte frumoase. Wow, da. E superb, ia. Stați așa să vă filmez un pic. E ce trebuie. Încolo este un de asta, cred că e un restaurant chinezesc. În partea cealaltă, vă cum vedeți, plouă de rupe. Iar asta în față, pe partea dreaptă, așa este gara. Noi ne pregătim să plecăm înapoi în Tilburg. Avem tot așa în jur de o oră, oră jumate, două până acolo, în funcție de tren, în funcție de întârzieri și așa mai departe. Ce mișto e să ai câte bilete vrei la dispoziție, să nu luci grija faptului că poți pierde trenul și că trebuie să cumperi alt bilet. Mamă, mi-a înghețat și mâna, mă, atât de frig. Asta. 38, acum 97 minute plecăm. Avem 25 de minute la dispoziție să schimbăm trenul, ceea ce este perfect. Nu stăm bine, trebuie să mergem la 14-a în față. Și acolo o să ne vină trenul. Da. Aia este, se mai întâmplă. Nu, mi-a înghețat mâna rău de tot, uite ce mâna rău și am. Stai mă, care e mă 14-a? Mamă, păi cred că 14-a e ăla în față. Cred că ăla-i trenul nostru. Regalii de exemplu, pentru că ar fi și disipantă și situări, familie, nu e nimic. E pe
Autostradă aici. Ja, es wird alle gut sein. Es wird alle gut sein. Das ist die perfekte. Okay. Hai să ne uităm. Le-am dat jos din ăsta. Din tren. Băi băiți, hai să vă arăt aici cum fac un update. Aștept în trenul către Tilburg. Tocmai ce a sosit în stație în tren de la Eurostar. Începe de acolo din față. E până în spate. Uitați-vă și voi cât e de mare. Trebuie să numărăm câte astea are. Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vagoane are. Voi vă dați seama? 16 vagoane, frate, și e mai mult gol decât plin. Efectiv, e gol. Bă, ești nebun? E forță rău de tot. Merge la Londra. Iar ne urcăm în tren. Noi astăzi numai ne-am urcat în tren și ne-am luat jos din tren. Asta am făcut. Nimic altceva. Și să știți că este foarte șmecher. Foarte șmecher. Aici. Asta, băieți, ne-am pus în tren. A fost foarte frig. E același tren, n-are rost să vă mai fac o prezentare la el. Sunt fix aceleași trenuri. Nimic diferit. Ne punem să ne jucăm unul. Gata, băi, băieți. Tocmai cine am dat jos din acest tren mirobolant care merge la Eindhoven. Verific dacă am toate obiectele la mine și ne îndreptăm spre casă.